Salut! În cazul în care bateria își pierde setările de încărcare, vei avea nevoie odată de charger, bateria cu probleme și un cablu mini USB cu vârf un pic mai mare, cum e acesta. Apoi, primul pas ce va trebui să-l faci e pornirea chargerului, dar într-un mod un pic diferit. Va trebui să ținem pe butonul Start-End, apăsat lung, continuu, și mai apoi să pornim chargerul. Continuăm să ținem apăsat și după ce apare ecranul alb, simplu, fără niciun text, mai apoi dăm drumul la buton. Apoi, pasul 2 va fi să luăm cablu mini USB. Îl punem în portul din față de la charger. Și pornim softul cu numele pasul 1. Aici o să ne apară un ecran în care dacă apare mesajul "Some data was sent", înseamnă că totul e în regulă, e conectat. Și ce va trebui să facem mai departe, o să dăm pe butonul Update. Softul ăsta o să rescrie firmware-ul chargerului, astfel încât să poată să modifice parametrii de încărcare pentru bateriile de la Trinity Pro. O să dureze un pic și mai apoi o să putem să conectăm bateria. Ok, după ce update-ul s-a finalizat, o să apară o fereastră ce ne zice Upgrade Complete. După ce a apărut acea fereastră, putem să închidem softul de la pasul 1 și vedem că pe charger ne-a apărut o interfață nouă, ce până acum n-am mai văzut-o. În continuare o să luăm bateria, o conectăm la charger. Așa. Acum a citit parametrii de pe baterie și va trebui să mergem cu plus minus la diferitele secțiuni și să selectăm parametrul potrivit, îi modificăm valoarea, confirmăm din nou cu Start End și luăm fiecare linie în parte și o modificăm după setările ce o să apare pe ecran sau în PNG-ul atașat de link-ul ce o să-l primești. După ce am terminat cu modificarea setărilor, o să mergem la ultima linie, unde apare Save Bid și o să mai dăm o dată pe Start End. După ce auzim bipul, înseamnă că setările s-au scris și putem să închidem chargerul și să deconectăm bateria. Acum, ca să avem un charger funcțional din nou, va trebui să deconectăm mini USB-ul. O să facem aceeași etapă de pornire în care ținem pe Start End și după aia pornim chargerul. Mai apoi, după ce apare ecranul alb, dăm drumul la butonul de Start End. Vom merge pe softul intitulat Pasul 2. Vom introduce din nou mini USB-ul în charger. Și atunci când apare mesajul "Some data was sent", o să dăm pe Update. Iarăși o să avem un pic de așteptat și după ce update-ul e finalizat, ar trebui să avem un charger funcțional exact cum era atunci când l-am primit de la producător. Ok, după finalizare, iarăși va apărea un pop-up cu Upgrade Complete. O să dăm OK, închidem softul de la pasul 2, putem să închidem chargerul, înlăturăm cablul, o să-l repornim și apoi verificăm prin introducerea unei baterii. Și apoi vom începe încărcarea doar ca să verificăm că totul e funcțional. În cazul ăsta am selectat storage, fiindcă e o baterie de pe drona noastră ce se afla în storage. Ok, și după cum vedem, totul funcționează din nou cum ar trebui să funcționeze.